Iubiți credincioși, o să citim un cuvânt de învățătură la sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi de astăzi, scris de Părintele Arhimandrit Serafim Man, în cartea sa de predici, Livada Duhovnicească. Arhimandrit Serafim Man, Sfinții Trei Ierarhi, pilde de trăire creștină. Istoria Bisericii numește secolul al IV-lea sau epoca de aur a Bisericii creștine. Ne putem pune întrebarea de acest secol se numește astfel. Cercetând istoria, aflăm că două sunt cauzele. Aproape 300 de ani creștinismul a fost prigonit. Prin Sfântul Constantin cel Mare, primul împărat creștin, sabia imperiului care a făcut să curgă atâta sânge de creștin, acum stă rezemată de crucea Mântuitorului. Focul care făcea să clocotească cazanele pline cu smoală și uleiuri în care se fierbeau miile de creștini și cuptoarele înroșite în foc care mistuiau cetele de martiri creștini s-au răcit. Închisorile s-au deschis și dorința de libertate a venit, iar lumea păgână își vedea apropierea apusului ei. Pe cerul limpezit al creștinismului să-i vezi norii care întunecă lumina binefăcătoare a soarelui în împărăția cerului bisericii, căci în holda curată a credinței, a grâului credinței, se ivesc și câțiva snopi de neghină, adică două mari erezii care tulbură pacea bisericii creștine. Dar prunia dumnezeiască a rânduit ca tocmai în acele vremuri ce amenințau pacea bisericii prin apariția altor învățături greșite, pe bolta bisericii să strălucească câțiva mari sfinți părinți, lucefere ai bisericii, care și-au pus strălucitele lor talente, inteligența și râvna lor plină de credință adevărată în slujba bisericii lui Hristos, pe care au slujit-o până la sacrificiu cu o dragoste nesărmurită, plină de dăruire și jertfă creștină, făcându-se exemple vii pentru toți slujitorii Domnului din toate timpurile și din toate locurile. Între acești mari sfinți se află pe primul loc de înaltă cinstire și prețuire sfinții trei mari dascări ai lumii și ierarhi pe care îi sărbătorim astăzi. În fața acestor mari ierarhi și învățători ai lumii, mă simt dator să-mi cer iertare că îndrăznesc ca un păcătos să vă vorbesc despre sfințenia trăită prin cuvinte și fapte, sfințenia lor trăită prin cuvinte și prin fapte, astfel lui Dumnezeu și oamenilor. 1. Sfântul Vasile cel Mare. Acesta vede lumina zilei în anul 330, în Cezarea Capadociei, dintr-o familie bogată atât din punct de vedere material, dar mai ales din punct de vedere spiritual, bogată în credință și trăire creștină. Familia din care s-a născut Sfântul Vasile este poate cea mai frumoasă și mai deosebită familie din istoria bisericii. Căci dintre cei 10 copii care i-a născut familia, 5 au trecut în rândul sfinților. S-au călugărit și au ajuns sfinți. După ce Vasile a terminat cele mai înalte școli ale timpului său, influențat de filosofia și retorica timpului, a oscilat puțin în credința sa, dar sora sa, Emilia, sora sa Macrina, cea tânără de fapt, sora sa mai mare, după îndelungate convorbiri, spune el, a fost ca o deșteptătoare din somn, îndreptându-mi ochii spre Iisus Hristos și spre Evanghelia sa. Dorind a-L cunoaște pe Dumnezeu, Vasile l-a aflat în trăirea creștină și învățătura Sfintei Scripturi. În acest scop, el se retrage din zgomotul lumesc pe malul râului Iris, unde începe o viață de rugăciune, de muncă și de studiu. Călătorește prin câteva țări,
unde știa că sunt mănăstiri cu sihaștri, spre a le cunoaște nevoințele lor, felul nevoințelor lor, și ca albină adună de la fiecare tot ce a aflat mai bun. După toate acestea, el întocmește reguli care stau la baza organizării unei mănăstiri, reguli care sunt valabile și astăzi pentru mănăstirile noastre. Episcopul Cezareei Capadociei, cunoscând sfințenia vieții lui Vasile, ca și temeinica lui pregătire teologică, îi cere ajutor pentru nevoile bisericii. Îl ia lângă sine, spre a sprijini la conducerea eparhiei și mai ales pentru combaterea ereziilor și astfel, după moartea episcopului, fără voia lui sau peste voia lui, în cele din urmă, este ales și hirotonit episcop. Cea din tâi faptă a Sfântului Vasile, în calitate de episcop, este următoarea. Abătându-se în acea vreme asupra Cezarei o mare foamete, poporul ducea numeroase lipsuri, iar cei credincioși scumpeau prețul alimentelor, ridicau prețul ca să facă bani, profitând de sărăcie. Sfântul Vasile își vinde o mare parte din averea părintească, o împarte săracilor, rostind în același timp înflăcărate predici, prin care biciuiește lăcomia pe cei bogați și nemilostivi. El zicea: grâul vi se învechește în hambare, iar grâul care vi se învechește în hambare nu este al vostru, ci al celui flământ. Haina care ți se strică în lăzi, în dulap, nu este a ta, ci a celui ce tremură de frig. Pereții tăi sunt împodobiți cu tot felul de bijuterii, iar alții îngheață în frig. Tu umbli în care aurite, iar alții n-au adăpost. Ce vei răspunde în fața judecătorului dacă zici că ești creștin și trebuie să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, fiindcă fiecare suntem frați? Sfântul Vasile a dat o strălucire împlinire poruncilor Evangheliei prin alinarea suferințelor celor sărați și nevoiași, în chipul părintelui care își înstrăinează un copil spre a-i salva pe ceilalți. O altă faptă mare care ridică pe Sfântul Vasile deasupra tuturor este faptul că a întemeiat primul spital din lume, unde au fost adăpostiți în același timp bolnavi creștini, cât și necreștini, în special bolnavi lipsiți de rude, de prieteni și de posibilități materiale. A asigurat personal îngrijirea suferinților, îngrijindu-se și de doctoriile necesare, însă reședința sa se găsea în apropierea bolnavilor, pentru a avea posibilitatea să treacă zilnic pe la paturile lor, chiar și a celor bolnavi de lepră, numindu-i pe toți frații lui dragi. A înzestrat asemenea instituții cu clădirile necesare în care erau crescuți și educați crești copii orfani, dându-le posibilitatea învățării unor meserii. Aceste așezăminte erau numite Orașul Milei Creștine sau Cetatea Sfințeniei, Monumentul Binefacerilor. Sub numele de Vasiliade, aceste instituții sociale de binefacere i-au păstrat peste viacuri Sfântului Vasile renumele de cel mai mare binefăcător al Antichității Creștine. Este de ajuns să ne gândim puțin câtă grijă și răspundere a avut Sfântul Vasile pentru organizarea și funcționarea acestor așezăminte, câte neplăceri de tot felul a îndurat el, dar bunătatea și milostivirea lui Dumnezeu l-au întărit, aducându-i bucurii și mulțumire sufletească pentru binefacerile lui. Desigur, aceste osteneli i-au făcut ca viața lui să se stingă de vreme, când abia împlinise 49 de ani. El a fost numit Sfântul Vasile cel Mare, pentru că a fost atât de mare la suflet, mare la fapte, mare la credință, mare în nădejde și dragoste, mare în slujirea lui Dumnezeu și a oamenilor. Sfântul Grigorie Teologul. La 25 ianuarie, Biserica lui Hristos, începând cu anul 390, când sufletul Sfântului Grigorie este chemat din patria
nevoinților în Ierusalimul cel de sus, pomenește cu cinstire și evlavie faptele cu care acesta s-a împodobit. Sfântul Grigorie s-a născut la Nazians, în Asia Mică, din părinți creștini. Tatăl său, Grigore cel bătrân, de fapt Grigore a fost numele de călugăr la botez, s-a numit Avram, a fost episcop de Nazians, iar mama sa, Nona, care a fost la botez Sara, îl cresc pe copil în virtuțile creștine. Din rasadul credinței, susoarele ocrotitor al Sfintei Biserici. El învață și studiază, împreună cu Sfântul Vasile, prietenul său nedespățit, toată filosofia și știința celei vremi, la cele mai vestite școli ale Greciei. Dar la 30 de ani se retrage din învălmășala lumească, plecând la Sfântul Vasile, la mănăstirea întemeiată de acesta, pe malul râului lui Iris, unde duce o viață de rugăciune, de muncă și de studiu. Potrivit firii sale liniștite și foarte delicate, el nu s-ar fi despărțit de locul liniștii și al păcii sufletești niciodată. Dacă chemarea insistentă a tatălui său și neputințele trupește de acestuia n-ar fi fost atât de mari, astfel încât el pleacă să-i ajute la conducerea eparhiei și în același timp să se împotrivească ereziilor ivite în sânul bisericii. Sfântul Grigore a fost un foarte mare iubitor de pusnicie, dar tatăl său, care a trăit 100 de ani, era foarte bătrân și foarte bolnav și avea nevoie de el. Conducerea eparhiei, mai apoi l-a hirotonit și episcop împreună cu prietenul său, Sfântul Vasile, și l-au trimis și în Constantinopol ca să întoarcă lumea la credință. Constantinopolul, capitala lumii de atunci, era peste 90% cucerit de arieni, adică credincioși și drept, credincioși ortodoxi erau infectați de această erezie ariană. Și Sfântul Grigore, după ce a fost primit acolo cu o ploaie de pietre în portul din Constantinopol, și a suferit nenumărate ploi de pietre, bătăi de pietre, dar Dumnezeu așa făcea că loveau pietre de mici, care îl răneau, îl făceau sânge, tot sânge, dar nu-l omorau, nu-l aveau pietre mari ca să-l omoare. Așa, în 2 ani de zile, practic, a reîntors Constantinopolul la dreaptă credință, ținând acele cunoscute cuvântări teologice la bisericuța Anastasia din Constantinopol, care a renăscut ortodoxia în Constantinopol. Cunoaștem că faptul că Sfântul Vasile a ajuns episcop împotriva voinței lui. Tot astfel și Sfântul Grigore este hirotonit episcop de Sfântul Vasile, fără ca el să dorească. Fapt pentru care nu și-a luat niciodată în primire eparhia pentru care fusese hirotonit. Chemat în mod repetat de clerul și credincioșii din Constantinopol, unde ereticii reușiseră să zdrunce în adevărata credința multora, Sfântul Grigore a mers acolo și reușește în scurt timp să liniștească spiritele, să învețe pe cei credincioși, iar pe o parte din ereții să întoarcă la învățătura cea dreaptă despre Sfânta Trăime. Primind pe drept cuvânt numele de teologul, după ce acesta se retrage din nou la o mănăstire, satul său natal, la Arians, credincioșii mereu spuneau și ziceau, dacă pleacă Grigore, pleacă și Sfânta Trăime de la noi. Sfântul Grigore era o fire extrem de blajină și răbdătoare, nu înfrunta pe nimeni. Constatăm acest lucru și din faptul că atunci când, la insistențele credincioșilor, a fost ales patriarh al Constantinopolului și faptul că și la insistențele împăratului Teodosie, care îl iubea și îl prețuia foarte mult. Dar când unii episcopi cuprinși de invidie au obiectat la alegerea lui, Sfântul Grigore a spus, dacă eu nu sunt vrednic, mă retrag și să rămână cine este vrednic. Și s-a retras pentru totdeauna. El zicea, fericit este cel ce poate trăi în pustie, departe de frământările lumești, că acela poate lăuda pe Dumnezeu în toată vremea. Cuvântările și imnurile scrise de el au rămas neîntrecute până astăzi.
practic de la cuvântările Sfântului Grigore Teologul, mai ales la marile praznice, la nașterea și învierea Domnului, s-a inspirat Sfântul Ioan Damaschin mai apoi, când a compus canonul învierii și canonul nașterii Domnului. Hristos se naște slăviți. Este un început de predica Sfântului Grigore. Ziua învierii, să ne luminăm popoare, la fel toate aceste cântări, catavastii pascale sunt de o frumusețe inegalabilă, toate sunt inspirate din Sfântul Grigore Teologul. 3. Sfântul Ioan Gură de Aur. Sfântul Ioan s-a născut în Antiohia la anul 1347 dintr-o familie creștină. Din fragedă copilărie l-a pe tatăl său, Secundus, care a fost comandantul trupelor imperiale. Mama sa, Antuza, deși a rămas văduvă la 20 de ani și deși i s-au făcut numeroase propuneri de căsătorie, ea le-a respins pe toate, ocupându-se de creșterea fiului ei. Un înțelept deci, în acea vreme a spus, nicio femeie n-a mai fost atât de vrednică de a fi mamă ca ea. Minunate femeie se găsesc în creștinism. Nicio femeie n-a mai fost așa vrednică ca această mamă. După încheierea tuturor studiilor, la cei mai renumiți dascăli ai vremii, prima lui cuvântare a fost ținută cu ocazia zilei împăratului. Marele retor l-a învățat pe Ioan. Libaniu a zis, ferice de Ioan care să laude un astfel de împărat, dar ferice și de împărat că trăiește într-un timp când se află astfel de comori rare. Încă de când era student, profesorul lui Libaniu și Andagratius îl considerau un geniu al oratoriei și așa avea să fie, pentru că el avea să fie cel mai mare orator din istoria bisericii creștine. În sufletul Ioan ardea însă dor după viață liniștită, căci în cariera sa de orator vedea atâtea nedreptăți și atâta răutate în lume. În același timp însă el s-a îngrijit și de viața mamei sale, pe care nu voia să o lipsească de prezența lui. Dar după moartea ei s-a văzut dezlegat de toate cele lumești și s-a îndreptat spre o mănăstire. A petrecut 4 ani. Sub povățuirea unui bătrân înțelept care l-a învățat tot felul de nevoințe, apoi s-a retras și a trăit 2 ani singur, puznic, într-o peșteră, unde s-a îmbolnăvit. S-a reîntors apoi la Antiohia, unde a fost hirotonit diacon, iar mai apoi preot, trăind aici un răstimp de 12 ani, în care a fost mâna, ochiul și gura episcopului și patriarhului său. Iar mai apoi a fost ales patriarh al Constantinopolului. Primul lucru pe care l-a făcut ca patriarh a fost transformarea luxului din Palatul Imperial, Palatul Patriarhal, în danii și milostenii pentru săraci. A făcut din Palatul Patriarhal un așezământ de bătrâni, de săraci. Și el stătea într-o chilie simplă. Camera în care locuia era o încăpere modestă, dovedind prin aceasta că acolo locuiește un călugăr. A luptat împotriva fastului clericilor și a nobilor de la curte, a imoralității și a favoritismului, fapt care i-a tras multe dușmănii. Între timp, împărăteasa Eudoxia a ridicat o statuie de argint cu chipul ei pe o colină în fața bisericii unde slujea Sfântul Ioan. Și din cauza petrecilor și jocurilor zgomostoase care se desfășurau la această statuie, nu se putea face Sfânta Liturghie în liniște. În aceste împrejurări, Sfântul Ioan a rostit o cuvântare în care a combătut atât manifestările dezmățate, cât și conduita împărătesei. Dușmanii săi, profitând de această situație, au întărătat-o pe împărăteasă împotriva lui, acuzându-l că a ofensat-o și determinându-o să-l exileze la Cucuz în Armenia. Tot în această vreme a avut loc și un puternic cutremur de pământ și între poporul s-a ridicat strigând, mai bine să nu vedem soarele decât să nu-l auzim pe Ioan. Astfel Sfântul Ioan a fost chemat din exil. Revenit din exil, Sfântul Ioan n-a încetat să biciuiască atât moravurile indecente ale împărătesei și curții, cât și luxul și lăcomia curtenilor, astfel că el a fost din nou exilat, de data aceasta la Comane. Dar în drum spre locul exilului, fiind suferind stâlpul bisericii și lumina adevărului, Sfântul Ioan Gură de Aur
se stinge din viață în ziua de 14 septembrie în anul 407. Deși toți acești trei mari sfinți ai bisericii au fost înzestrați cu toate cunoștințele acelei vremi, cu o stare materială îmbelșugată, care le-ar fi deschis toate porțile și posibilitățile de a ajunge la înalte funcții și onoare lumești, ranguri și avantaje materiale, totuși ei s-au hotărât să renunțe cu totul la cele lumești, retrăgându-se în mănăstiri cu dorința de a sluji pe Dumnezeu, de a sluji biserica dremăritoare și poporul credincios, căci numai la cerințele bisericii care i-a rechemat în mijlocul credincioșilor, ei au părăsit liniștea vieții monahale spre a duce folos cât mai mare monahismului și poporului credincios al bisericii. Prin întreaga lor activitate, acești sfinți au fost ființe vrednice și alese, care prin graiul lor, prin faptele lor și prin exemplul vieții lor, i-au îndrumat și au îndreptat pe credincioși pe căile adevărate, care duc la mântuire. Ei sunt aceia care au trăit credința, au cristalizat învățătura cea dreaptă, au cristalizat credința într-o învățătură dreaptă, au îndrumat pe credincioși pe căile adevărate, care duc la mântuire, și ne-au lăsat învățăturile lor ca pe o comoară sfântă. Ei trăiesc și astăzi în lumina praznicului pe care biserica l-a rânduit spre pomenirea lor, pe care o face cu multă bucurie sufletească astăzi la 30 ianuarie. Trebuie să știm că această sărbătoare din 30 ianuarie s-a datorat unei vedenii pe care a avut-o Sfântul Ioan, episcopul Evaitelor, în secolul 10. Atunci, în secolul 10, iată, deja la 600 de ani de la trecerea la Domnul acestor sfinți trei erari, în Constantinopol, marea cetate a Bizanțului, capitala lumii de atunci, între creștini a apărut o neînțelegere. Adică unii dintre creștini spuneau că Sfântul Vasile cel Mare a fost cel mai deosebit, că el a fost stâlpul dogmelor, asceza întrupată, rigurozitatea întrupată, sfințenia întrupată. Alții spuneau că Sfântul Grigore a fost cel mai deosebit, că a fost cel mai elevat teolog care a fost vreodată în istorie și slujitor, poet, n-a mai fost nimeni ca el. Alții spuneau că Sfântul Ioan Gură de Aur a fost mai deosebit, că el a fost cel mai mare orator din istorie și a fost foarte milostiv și ajutător al săracilor, apărător al săracilor. Și unii spuneau vasilieni, alții spuneau grigorieni, alții spuneau ioaniți. Și atunci Sfinții Trierari s-au arătat acestui sfânt Ioan al Efaitelor și a spus, vorbește cu ceilalți membri ai Sfântului Sinod și faceți-ne un praznic comun, ca să fim sărbătoriți toți împreună, pentru că la noi, la Dumnezeu, una suntem. Și de câte ori îl chem pe Vasile, de față vine și Grigore și Ioan. De câte ori îl chem pe Grigore, de față vine și Vasile și Ioan. De câte ori îl chem pe Ioan, de față vine și Vasile și Grigore. Și toți trei una suntem la Dumnezeu și fiecare ne-am ostenit pentru pacea și unitatea bisericii, nu pentru dezbinarea ei. De aceea fă-ne un praznic împreună. Și așa s-a născut acest praznic atât de frumos. Și astăzi se vede, dacă ne rugăm unui sfânt, imediat o să vedeți că simțim și ajutorul celorlalți când ne rugăm la unui sfânt din acești trei sfinți ierari. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.